pentru cultul eroilor din Mangalia este al 7-lea an în care păstrăm această tradiție a depunerii unei coroane de flori pentru eroii de o parte și de alta, indiferent de limbă, de religie, de naționalitate, care s-au distins în luptele din Dobrogea într-un septembrie de foc al anului 1916. De aceea, iată, de câțiva ani, împreună cu reprezentanții unor instituții din Mangalia, primăria, școlile, apoi asociații precum Cultul Eroilor Mangalia, Asociația Națională a Cadrului Militar în Rezervă și în Retragere, Asociația Veteranilor de Război, în ultimul timp Alianța Demnității noastre, Liga Navală, avem marea obligație și bucurie în același timp de a putea participa la niște festivități ale orașului Dobrici. Ziua orașului Dobrici este ziua de 25 septembrie, atunci când autoritățile administrației bulgare au preluat pe 25 septembrie 1940 din mâinile administrației române, care în perioada 1913 până în 1916 și apoi după 1919 până în 1940 frâiele acestui district. Încă o dată simțim o bucurie și deosebită și o admirație, o recunoștință pe care prin coroana depusă încercăm să scoatem de sub colțul acesta al istoriei niște evenimente dramatice, dar desigur definitorii pentru întreaga istorie națională a noastră, a românilor și a celorlalți.